Bună ziua! În acest video vreau ca să abordez eticheta în taekwondo. Sunt o serie de filmulețe scurte care voi vorbi despre eticheta în taekwondo. Este un articol care l-a scris președintele clubului nostru și stă la baza școlii noastre, pentru că noi aici vrem să educăm, să învățăm și să promovăm niște valori care cresc respectul unul față de altul. Și iată, în taekwondo eticheta este vitală, pentru că taekwondo provine din Coreea. Oamenii în Coreea au un respect profund față de cei mai mari, față de antrenori. Și iată, anumite lucruri sunt luate de acolo. Dar acum vreau să vorbesc despre eticheta a ucenicului, ale elevului, în relații cu antrenorul. Și asta noi vorbim încă la primele antrenamente. Deci, în toate împrejurările vieții, în toate situațiile, arată respect profund față de antrenorul tău. Pentru că el este omul care investește timpul, investește viața, investește eforturile, investește dragoste ca să te învețe taekwondo. Dar pe de altă parte, taekwondo este o artă destul de grea și atunci cei care sunt instructori depun o muncă foarte grea. Da? Alt lucru este, iată, în timpul antrenamentului, când ești chemat de către instructorul tău, dacă ești chemat pe nume, numai decât trebuie să faci plecăciuni taikoan, te apropii, asculți foarte atent ce are dispus antrenorul, sau dacă tu ai ceva dispus, iarăși asculți cu atenție și apoi faci taikoan și după aceea mergi mai departe la locul tău. Un alt lucru este, arată respect față de antrenor atunci când antrenorul te corectează și îți spune anumite greșeli sau anumite instrucțiuni îți dă la antrenament. Nu încerca să te argumentezi cu el sau să spui că da, da, că da, nu știu ce, da. Deci dacă antrenorul îți dă niște instrucțiuni clare la antrenament, taiko, am ascultat și merg și îndeplinesc repede. Asta înseamnă respect față de antrenor. Dar de altfel, ce se întâmplă într-o sală dacă fiecare face ce vrea el la antrenament? Mai poate el să ajungă campion? Nu poate. Asta este o frază care des am auzit-o de la antrenorul nostru și este un principiu în viață care el lucrează mai ales la taekwondo, dar și în alte domenii. Un alt lucru este când te întâlnești cu instructorul tău, salută-te numai decât cu el, numai decât apropie-te pe stradă, oriunde îl vezi, numai decât apropie-te și te salută. Dacă antrenorul îți întinde mâna, atunci te saluți cu două mâini. Dacă antrenorul nu îți întinde mâna, dai bună ziua și te saluți. Da? Asta este foarte important. Un alt lucru este ca să nu te pui în concurență cu instructorul, da? Nu știu, la competiții sau în sală, sau să demonstrezi ceva. Da? În primul rând că instructorul are un grad mai mare ca tine, el este cel care te învață și este persoana care te conduce, îți dă direcții. De asta este foarte important ca să păstrezi, să arăți o atitudine și un respect profund față de instructorul tău.